Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre ultimile parfumuri apărute la Avon. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Aceste parfumuri au apărut deja de curând la Avon sau vor apărea în următoarele campanii. Avem trei parfumuri din gama Pur, Blanca, Rar și Eve. Le vom lua pe rând, vom vorbi despre fiecare, le-am testat și primul despre care vreau să vă vorbesc este acesta Pur Blanca Hope, pe un verde care îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Haideți să vi-l și prezint. Cu toate că apare acum, în aceste luni de iarnă, ia uitați cât de frumos arată, în stilul parfumurilor, apelor de toaletă Pur Blanca, fiind o apă de toaletă Pur Blanca la 50 de ml și așa cum spuneam, cu toate că acesta apare acum, în lunile de iarnă, el nu este un parfum pentru iarnă, nici măcar pentru primăvară. Este un parfum, ca și toate celelalte, din punctul meu de vedere, pentru vremea caldă, pentru vară. Haideți să vorbim un pic despre Hope de la, din gama Pur Blanca. Acesta are următoarele note: caprifoi radiant, mimoză franțuzească și mosc relaxant. Ce simt eu? Floral, flori multe. Mai mult simt mimoza și apoi caprifoiul. Este un parfum ușor. Foarte ușor, foarte fin, fresh, de vară, feminin, cu o persistență de maxim 2 ore pe pielea mea. Este totuși o apă de toaletă. M-aș fi așteptat un pic mai puternic, mai floral, dar puțin mai puternic. Nu, este foarte, foarte fresh și foarte fin. Cred că poate fi purtat și de domnișoare la 14 ani, 10-14 ani, pentru că nu este un parfum puternic. Dar pentru vară, atunci când vor fi 40 de grade afară, va fi foarte bun. Trecem la următorul parfum. Din punctul meu de vedere, cel mai frumos parfum din cele trei. Și este vorba despre acesta, Rar Onyx, din gama Rar. Care îmi place foarte mult. Este o apă de parfum la 50 de ml, cred eu, da. Scrie aici. Așa arată cutiuța. Și haideți să vi-l prezint. De la primul puf mi-a plăcut acest parfum. Chiar dacă este din gama Rar, din punctul meu de vedere, este unic în această gamă. Uitați cât de frumoasă este sticluța. Foarte elegantă și parfumul este elegant. Acesta, da, se potrivește pentru această perioadă. Este totuși un parfum care poate fi purtat și ziua, dacă avem acum serbări sau seri cu petreceri, merge foarte bine la o petrecere, este foarte feminin, dar înainte de toate, haideți să vă spun și notele. Nota de vârf, Dark Plum Vumei, așa se numește, Neroli și Caisă, de mijloc Trandafir, Lotus și Mimoză, din nou Mimoză, și de bază Vanilie, Ambră și Mosc. Eu ce simt? Simt Neroli, Vanilia, Ambra, ceva flori albe. Să știți că este un parfum pudrat, floral, dulce, dar nu dulcele acela puternic și greoi, ci nu. Are ceva și citric în el, dar da, este floral și este pudrat și este un parfum foarte, foarte plăcut. Acest parfum pe pielea mea ține cam în jur de 5 ore, 4-5 ore, se simte în jur, este foarte plăcut, să știți, dacă nu vă plac parfumurile din gama Rar, să știți că acesta este diferit de celelalte, chiar este un parfum perfect pentru această perioadă.
este plăcut și pentru primăvară, atunci când dă un pic soarele și sunt cam 10 grade, așa, eu îl văd foarte potrivit acelei perioade. Este un parfum frumos, sper să îl țină cât de cât în catalog. Vă sfătuiesc să-l încercați și chiar să-l cumpărați, pentru că este un parfum bun. Și ultimul parfum despre care vreau astăzi să vorbim este un parfum din gama Yves. V-am mai spus, mie îmi plac foarte mult parfumurile din gama Yves, dar din păcate nu țin pe pielea mea. Deci mai mult de 3 ore niciun caz a dispar de pe pielea mea. Am crezut că cu acest parfum Yves Become se va schimba ceva în parfumurile Yves, dar nu. Este absolut în aceeași categorie cu celelalte parfumuri Yves, adică florale, fructate, sunt aceste parfumuri, iar acest parfum vine așa, este apă de parfum la 50 de mililitri, îmi place cutiuța, clar îmi place cutiuța, îmi place ambalajul parfumului, uitați cât este de frumoasă sticluța, ca un fluture, spun ei, și chiar arată bine sticluța. Îmi place și parfumul, dar mă așteptam la ceva mai sofisticat, mai pentru o doamnă. Nu, este un parfum feminin, floral, cu gardenie și mosc, spun ei, dar simt și ceva fructat, un fel de măr proaspăt, așa un pic verde. Este un parfum pentru domnișoare, efectiv pentru domnișoare sau pentru doamne, așa, prin casă sau la o plimbare. Nu este un parfum, din punctul meu de vedere, cu o personalitate. V-am spus, din păcate și acesta nu ține pe pielea mea. Mi-ar fi plăcut să țină măcar mai mult pe pielea mea, în jurul de 3 ore maxim. Nu este un parfum rău, dacă vă plac parfumurile florale, ușoare, un pic pudrate, plăcute, dar mă așteptam la altceva, mă așteptam la un parfum mai puternic, mai ales că este lansat acum în lunile de iarnă. Nu, este un parfum foarte, foarte ușor, pentru vară, tineresc, feminin. Aș vrea să-l încercați și voi și să-mi spuneți în comentarii părerea voastră. Îmi place sticluța, dar mă așteptam la cu totul altceva. Bun, acestea sunt parfumurile care vor apărea sau care au apărut de curând la Avon. Aștept comentariile voastre. Dacă le-ați încercat, ce părere aveți despre ele? Vă recomand Raronix, chiar este un parfum bun, bun, foarte bun. Iar celelalte două pentru vară vor fi foarte potrivite. Sper să nu le scoată până atunci din catalogul Avon. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!